Deși vremea se menține caldă, perioada virozelor nu a trecut, iar primele doze de vaccin antigripal au fost deja epuizate. De data aceasta, vaccinarea a avut un impact bun asupra populației, tot mai mulți buzoieni căutând să se vaccineze antigripal. Vaccinul este însă de negăsit atât la medicii de familie, de unde anumite categorii de persoane cu risc de îmbolnăvire pot beneficia de el gratuit, cât și în farmacii, de unde poate fi achiziționat de persoanele care nu beneficiază de el gratuit. O parte din bolnavii cronici au primit vaccinul antigripal, prima vaccinare antigripală în teritoriu, având deja loc în afară de comunitățile aflate la risc, de colectivitățile cu circuit închis, azile sau cămine de copii. Primele două tranșe de vaccin au fost deja epuizate. Miercuri s-a primit cea de-a treia tranșă, care urmează să ajungă în cabinetele medicilor de familie. Până acum am primit două tranșe de vaccin, azi a sosit a treia. Și medicii de familie la prima repartiție au avut 30 de doze pentru bolnavul cronic din listă, acum vor primi 40 de doze pentru bolnavii cronici din listă, iar următoarea tranșă probabil că va fi în jurul aceleiași repartiții, în așa fel încât la fiecare medic de familie să se poată vaccina în final mai mult de 100 de persoane aflate în evidență specială pentru boli cronice. Această metodă de imunizare este considerată cea mai eficientă în ceea ce privește prevenirea îmbolnăvirii de gripă, deși abia a sosit a treia tranșă, urmând să ajungă zilele următoare la medici de familie, în farmacii se mai găsește vaccin tetravalent Vaxigrip, care poate fi administrat copiilor începând cu vârsta de 6 luni, sau vaccinul cu administrare endonazală, tot pentru copii începând cu vârsta de 6 luni, acesta din urmă fiind procurat doar pe comandă. Medicii din teritoriu au făcut afirmația că într-adevăr au vaccinat cu aceste și cu aceste tipuri de vaccin la solicitarea pacienților, la solicitarea persoanelor care au achiziționat în sistem propriu acest tip de vaccin. Deci să zicem că anul ăsta poate că nu vom avea situații speciale. În farmacii însă, vaccinul antigripal este foarte căutat. Primele doze s-au terminat foarte repede. Dozele de vaccin antigripal, cele tetravalent care au apărut acum sub formă de două denumiri, au apărut în luna octombrie. Noi, ca farmacie independentă, am avut cam 50 de unități care s-au dat în maxim 10 zile. De atunci nu avem niciun semnal că ar mai apărea, că am mai primi. În schimb, am găsit doar doza intranazală de vaccin, care este recomandată doar pentru copii de la 0 la 8, până la 18 ani. Cerințe sunt, nu știm dacă e lipsă de la producător sau de la distribuitor. Nu avem nicio informație. Măcar în luna octombrie ni s-a spus. Momentan, afecțiunile respiratorii nu dau motive de îngrijorare. Numărul infecțiilor respiratorii a scăzut de la o săptămână la alta. Nu s-au înregistrat probleme grave și nici nu au fost necesare internări. Între timp, s-a intervenit cu vaccinarea antigripală cu primele tranșe primite. Despre a patra tranșă nu se știe încă momentul când va fi trimisă în teritoriu.